Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod. Ei bine, astăzi suntem pe site-ul skinhub.com și o să facem un case opening pe CSGO, pentru că n-am mai făcut destul de mult timp și astăzi e timpul să o facem. Bun, avem 125 de dolari pe site și o să deschidem câteva cutiuțe de pe acest site minunat. Bun, și aveți un link în descriere de la site dacă vreți și voi să deschideți niște cutiuțe pe acest minunat site. O să începem cu cutia Burrito. Este o cutie destul de ieftină și poate pica God Knife Fade. Oh my god, cum e chestia asta, lol. Uite, și avem șansa de 0.068%. Mamă, și șansa de 42%. Bun, hai să vedem. Deschidem prima cutie. Ne pică și nouă ceva scump sau sa... Oh my god, ne-a picat USP Torque. Care, da, e ieftin, ok, las-o așa. Uite, hai să deschidem pasta pentru că arată destul de interesant. Operation OVO. Să vedem cine poate pica. Ne poate pica un Galil, Crimson, Tsunami, un AVP Fever Dream, un M4A1S Decimator. Bun, hai să deschidem 3 cutii odată. 33 de dolari. Bun, 33 de dolari s-au dus. Bun, și... oh, un AVP Fever Dream și un USP Neon Noir. Mamă. Ok, deci am făcut profit, 43 de dolari, easy profit, super mișto cutie asta, mi-a plăcut. Sunt niște cutii aici foarte scumpe. Hai să zic de pasta, 2017, văd că e o cutie așa mai șmecheră. AVP Boom, oare cât costă un AVP Boom din asta? Bun, hai să vedem ce ne pică la această minunată cutie. Cred că ne pică un Hyper Beast sau un AVP Boom. Da, un AVP Boom care costă 20 de dolari. Suntem pe profit. Respect. Nu mai zic respect că după lumea să fie goditor copiesc pe bun. Bun, avem 79 de dolari. Hai să vedem ce mai putem deschide pe acest site. Sunt foarte multe cutii. Uite, cutia Hyper Beast pentru 10 dolari. Cum e? Mamă, și poate să-mi pice un Nova. Cât, ce șansă am de Nova? 33. Mamă, șansele egale. Bun, deschidem două cutii. Deschidem două cutii. Bun. Hai să vedem ce ne pică. Sper că nu pică Nova. Nu, nu, nu. Bun, un M4A1S și o Nova. Am ieșit pe profit. Ăsta e FN, mamă, am ieșit pe profit. Foarte, foarte bun. Îmi place site-ul ăsta, site-ul numărul 1. Aveți un link în descriere dacă vreți și voi să jucați. Bun. Doppler Dragon, ce e ăsta? Shit. Bun, hai să deschidem două cutiuțe din astea. Să vedem ce pică cu 30 de dolari. Bun, ne pică ceva P90 la Emerald Dragon, e ceva de el? Sau... bă, n-am ieșit pe profit, am ieșit even, destul de even, eu zic că e ok. Ce mai deschidem? Hai să deschidem un AK-47. Cât? Ia să vedem cât costă ăsta, 5 dolari, bun, deschidem două de 10 dolari, hai să vedem ce ne pică, poate ne pică un AK scump. Emerald Pinstripe și Elite Build. Fuck! Fuck! Ok, nu mai deschidem cutia cu AK-uri că nu ne pică foarte bine. Covert Knife. Deschidem două din astea, da? Pac. 17 dolari. Hai să vedem ce ne pică și la această minunată cutie. Dacă ne pică cuțit, mergem acasă fericiți. Și ne-au picat două iteme foarte proaste. Bun, hai să facem un trade-up contract pentru că avem niște iteme mai ieftinache, așa. Deci uite, punem ăsta, ăsta. Ăsta pot să-l pun? Lol, pot să-l pun și pe ăsta. Ăsta, ăsta, ăsta. Punem și ăsta ieftin. Și ăsta ieftin. Și ăsta ieftin. Și rămânem doar cu niște iteme ceva mai scumpe și avem iteme de 13 dolari. Și ne poate pica ori de 9 dolari, ori de 42. Hai să vedem, proceed. Facem un trade-up. Mamă, e ca pe CSGO, fii atent. Mamă, 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 mamă. Stai așa, stai așa, submit. Nu vreau să mă uit. Nu vreau să mă uit ce mi-a picat. A, în 5, 4. Nu, nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit. E de bine? Nu, no, nu prea. Da, na, hai să zicem că merge. Bun, deci acestea au fost itemele pe care le-am primit în cutiuțe destul de puține pentru că am făcut acel minunat trade-up. Dacă mai vreți să facem aceste... dacă mai vreți episoade pe acest site, nu uitați să apăsați pe acel ton de like și să intrați pe linkul din descriere dacă vreți și voi să vă jucați. Și da, cam asta acest episod. Eu am fost Gam, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pam!